tot depinde de învățători la școală. Un ideal pentru studenți și pentru elevi, pentru ca studenții și elevii să-l urmeze. 7 ani de acasă să aibă. Un profesor este un părinte. De blândă mereu era și avea o metodă minunată de a vorbi cu elevii, de a-i liniști. Pantelimon Simionovici Casap, cu primul învățător, aur. Cele mai fervinți amintiri de la dânsul, că el ne-a învățat totul. Și-a coas un nastore, și-a făcut chivutoare, și-a lucrat cu rândea. Eu zvare Antonova Anna Ivanovna. Она многому научила нас, человечность, эмоции, ну, доброта само собой, наверное. Ну и знания, конечно, давала. Немай черта, немай, немай лавот, да, когда верно тебе немай понешку, на антиком, когда начнем класс ленты, я понял, как его нашу, веди, рожу, как асимафора, что может ей, как сава, и уну, дрой, ай пату, чинь, сау, трей. Ne-a devenit ca a doua mamă, e pe noi mereu ne asculta, niciodată nu străga ceva, zicem și i-am mult, adică a decedat. Și la mormântare au fost toate clasele care au fost la ea, să zic că ea o iubită, într-adevăr, au stimat-o, a fost o femeie bună. Ca a doua mamă, în general, eu eram o persoană chiar pozitivă, care m-a ajutat pe parcursul, să spunem așa, dezvoltării mele în școala primară și chiar și până acum ține legătura și impresia e foarte bună. E tolerant, răbdător, pentru că e o calitate care mai decât trebuie un profesor să o aibă. Să înțeleagă că sunt copii, poate unii, ce scris, mai slăbuți una alta, că alt profesor cum? E o, doi, trei elevi care știu mai bine, poate, dar altul sunt mai slăbuți, poate, nu e zis. Cu școli încet, încet, trebuie să invită, spre șeie, că altul citesc la perfecție, vă 60 de cuvinte pe într-o minută, de altul 10 sau 20, că-i. Dar poate știi să dacă cuțul, că-i, dar cam, ce cum e, cam să teme, răspundă una alta. În primul rând, chiar și, spunem, să ia mai așa o energie pozitivă, fiindcă să prezinte respect față de elevi, fiindcă așa va primi și respect reciproc și, în general, o persoană pozitivă, o persoană spune inteligentă. El trebuie să se stimeze pe dânsul. Să știe tot cât o leacă, profesia lui, să știe materialul care le predă, trebuie să știe. De? Să nu fie brutal cu copiii, fără țepete, fără străgăte, fără asta ea. Trebuie să știe a da materiale. La mine mama este profesoară personală. Și eu spun că stilul este destul de contemporan, adică te îmbraci cum dorești, nu cred că dress code-ul cumva influențează faptul că pot predai la elevi sau nu, tot depinde de capacitățile care tu le ai, de exemplu, de cunoștințele care le posedi. Unul care, în primul rând, respectă studenții, chiar dacă e în școală, un profesor să îi dească copiii. Și atunci vine și dăruirea și recunoștința studenților și copiilor. Și de aici, pornind, studenții simt această grijă pentru ca ei să acumuleze cunoștințe, orice i-ar costa pe ei și pe profesori.